Bun. Să facem Ok, sesiuni on. de curățare și eliberare pentru Dan. Da. Bun, care a decedat. Bun, cum E curat. relaxează. Da. Punctele o să le-am citit, o să le citim și în sesiune. Bun, acum relaxează-te și o să număr de la 7 la 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Acum o să număr de la 1 la 3 și o să te conectezi cu partea sufletească a lui Dan. 1, 2 și 3. Spune-mi dacă l-ai găsit, identifică-l și cere acordul. Da, este cumva într-o lumină în mai față, la față se mai distrug trăsături și această lumină are forma și parcă și culorile unui măr. Este ca un neonatan din acela gălbuș cu roșu, numai că galbenul e în mijloc și roșul e pe margini, roșu rozalie. Mă râde. Ți-a dat acordul? Da. Nu este toată partea sufletească aici, dar a zis că da, vrea că toată viața și-a dorit și nimeni nu l-a înțeles. Măcar să spun aici și acum, prin asta, ce facem noi. Da. Zice că el i-a transmis ideea. Da. Ne poate, practic, să se întâmple asta. Ca să se poată face auzit. Din păcate, anul de câte nu este singur. Sunt multe astfel de părți ținute ca într-un mod, da? Dacă mă depărtez și mă uit așa ca o imagine de ansamblu, deja observ un pattern. Un pattern cum desenează copiii de clasa Andrei Brăduții. Asta e un pattern. Iar în mijloc este într-adevăr ca o lumină comună de la toate aceste suflete, da? Da. Spune că este pomul vieții lui ăsta, deci din care a aparținut și sunt câteva locuri goale, vid, acolo și mi-arată că locul ne poate și la celelalte imaginile sunt mai șterse. Iar unele suflete sunt plecate de acolo, lipsesc, spune că s-au rupt din mărul vieții. Așa este și spune de asta o formă de măr. Da. Există un fel de paznic, parcă un înțelept dac, așa arată, da. Cu niște fuste mari, luminoase, cu o tocă și cu un păr așa ondulat cumva până la umeri și față destul de luminoasă, care... Ce fel de ființă este, de fapt? Este ceva între o ființă de lumină și, cred că e o somă, un suflet într-o somă, da. El cum a ajuns în acel loc? S-a dus cu ei când a ieșit. Îl așteptau. Au comunicat din această viață. Unul din locurile libere este cel al soției care s-a sinucis. Îi spune că au șters-o din cartea vieții pentru că s-a sinucis. Da. Deci de asta, el asta jelește și au trimis-o cumva în jos, în niveluri mai grele. Mai cu minus și pare că el s-a dus după ea. Deci s-a dus după ea ca să o scoată de acolo, că așa i-au spus, că o poate ajuta. Și ce s-a întâmplat? A putut ajuta sau este tot acolo? Nu, este și partea lui acolo rămasă. Da. Încă spune că există un timp de răscumpărare a sufletelor care pleacă fără să-și
încheie existența, adică care i-a fost menită a sinucigașilor și parte din partea sufletească a lui s-a oferit să stea cu ea acolo. Vrea Această răscumpărare este bazată pe o înțelegere între ei? Da, ar fi făcut o înțelegere că să moară cam amândoi odată. A făcut această înțelegere în viața asta? Înainte de viața asta. Să vedem cum s-a făcut. Ei s-au reîntâlnit în această viață. Așa și... Ea a fost îndemnată de contaminările ei să facă acest gest. Și au făcut promisiunea asta. I-au spus că se vor întâlni. Și în momentul când s-au regăsit cumva la nivel astral, sufletele lor au făcut acest pact să rămână împreună, să plece împreună. Iar ea pare să că nu și-a ținut promisiunea. Cam de asta umbla ca suflet pestitor să vadă de ce. S-a simțit vinovat ca și cum n-a fost în stare să o salveze. Asta vreau să spun, că încearcă să o înfășoare cu lumina ei partea cea care este jos și deci așa ca și cum ai face un rulou vertical și să o tragă în sus, dar e undeva prin deci ceva o trage în jos. Spune că nu este, ea nu s-a făcut vinovată de păcatul sinuciderii, anulând de greu conotațiile. Așa, numai în această viață, ce a făcut-o de mai multe ori. Adică este unul dintre acele suflete sinucigașe, dar asta este karma ei, practic, da? Da. Ea are un fel de pact cu niște ființe negre în momentul când nu mai are chef de existență, de viață aici, să facă acest lucru, să se sinucidă. Practic, se sinucide corpul, da? Nu sinucide și esența, esența pleacă. Pleacă cu ei și ea, dar acest pact este ca să atragă suflete la ei, acolo, cum l-a atras pe a lui, pe a lui Dan. Și mai are o parte la niște regi, cum ar veni. Niște regi astrali, să spunem. Are. Da. Da. Deci stă cu ei acolo, stă de vorbă într-un fel de sala tronului. Este băgat în seamă, da? Stă la masă cu ei, cum ar veni. Și spune, uite, vezi, după ce îmi termin treaba, eu acolo o să mă duc. Zice că cheile le-a găsit o infirmieră pentru că atunci când le-a pierdut. Și nu știu, cred că spela la ea prin buzunar. Cred că a uitat să le dea la recepția spitalului sau așa ceva. Sau n-a dat importanță, în fine. Acolo sunt. A fost multă agitație în ziua respectivă și acea femeie a uitat. Bun. Să mergem în viața anterioară, să vedem dacă au fost împreună. De câte vieți a fost el împreună cu soția lui, că va făcând 8, o astfel de înțelegere? 18 da. Vieți, dintre care în 6 ea s-a sinucis. Și să știi că bucata asta n-a plecat cu tot, a fost atrasă. Cât un pic, parcă o puneau la conservare. Cum a început acest lucru, această înțelegere de karmă comună? Să vedem prima viață care a fost împreună. E tulbure imaginea. Nu se poate accesa calmă. Trebuie să mai conștientizeze partea sufletească ca să se pot vedea amintirile clar. Legătura ei cu conștiința universală e foarte dispersată și a emana numai crâmpei. Adică un fel de backup, știi? Care este necom. Da.
ca și nume de spirit, am aflat numele de spirit, se cheamă Tamiran sau Timran. Bun, atunci să vedem să se deconecteze cu aceste ființe de lumină. Da, el le percepe că este conectat. Să vedem când s-a făcut conexiunea prima dată. De ce ei s-au cunoscut așa? Ea vine din altă lume, el face parte dintr-o lume a cărestea principală, pățește un fel de cataclism și se împrăștie. Ei aveau un oarece corp de mult mai bună calitate, nu cu bucăți de la entități ca și corpurile umane și fin, longilin, mai translucid și este, deci le ard pur și simplu corpurile alea și ei vin cu niște comunicatori, așa le spun, care comunică cu sufletele și le atrag. Deci văd fluxuri da. Întregi de suflete, așa ca o lumină le comunică să ducă, le se deschid portalul, să vin salvatori să se ducă în lume, să fie vindecate și să vadă ce se poate face de aici încolo. Dar există și reversul. Există și acei captatori de suflete cu plase, da? Văd niște ființe ca niște broaște, așa, dar nu cu patru, ci cu șase picioare, ca și cum ar avea dublate picioarele din spate și sunt argintiși cu o dungă galbenă, parcă sunt făcute din lurex, așa, strălucitoare și broaștele astea, mașinării, ce or fi, au capacitatea de a înghiți mai multe suflete. Le înghit așa, pur și simplu. La un moment dat, abdomenul sau ceea ce seamănă cu un abdomen se umple foarte tare și atunci ele sunt puse în niște recipiente cu energie, da? Ca și cum ar fi o cutie de globuri de anul nou. Așa și fiecare are pătrățica ei, fiecare are gelatina aia, acolo sunt depuse și ambalate. Este o navă imensă și are o cală plină de astfel de cutii. Bine, că nu încap foarte multe, să știi, încap în jur de 4-5 suflete, da. Și în continuare, ce se întâmplă cu ei? Ăștia sunt o rasă care manipulează broaștele astea de metal de AI, sunt reptilieni asani cu 2 de S. Cu I. Da. Asani. Așa. Sunt duse într-o lume unde sunt prinse în mijlocul raze, ca niște mandale uriașe. Iar energia lor se duce cumva în comun, parte, mică parte. Le întreține acel habitat unde sunt. Altă parte văd că este ca un puț de petrol pentru navele lor. Un rezervor imens. Sunt vremurile când ei foloseau resursele minerale ale planetelor și le epuizau și murea planetă după planetă. Și atunci ei fac descoperirea asta că există o energie în univers care este inepuizabilă și energia asta este energia sufletului. Și au început și au reconvertit. Bine, asta este un proiect al raselor dezvoltate, da? Și inițial au participat și cei care sunt suflete la chestia asta. Le s-a părut comod să călătorească corpurile fizice și s-au lăsat manipulați de entități în afacerea asta. Da. El a văzut aceste lucruri acum? A înțeles? Ce s-a întâmplat? Vrea să continuăm investigarea? Așa, spune.
Spune că pe ea de aici o cunoaște, mi arată. Deci ea avea corp și făcea parte dintre salvatori. Da. Ea vine de pe o planetă care se numea Tagene. Și sistemul solar era Celius. Este un sistem care s-a desfințat ulterior. Sunt printre primele interferări cu AI acolo, printre primele lumi făcute praf, cum ar veni, de la AI. Se numește Nosola. Ea. Așa nume de spirit. Deci se cunosc de aici, cumva el salvează pe el ca suflet de acolo și numai pe ele. Deci rupe o conexiune și sufletele pleacă. Și deci ea este dusă într-un sistem de întrupare cumplit. În momentul când se regăsesc, deja este, să spunem, cât de cât mult mai bine, da? Da. Deci, regăsirea lor înseamnă o oportunitate pentru entități de a interfera acest suflet în toate felurile, pentru că este un suflet foarte rebel, foarte rebel. La prima încarnare ei coboară împreună? Nu. Nu, se găsesc 126 de vieți mai târziu. El face 126 de vieți fără ea. Apoi se regăsesc. Dar da, fiindcă sufletele n-au timp, asta înseamnă ca și cum te-ai fi întâlnit ieri și te întâlnești poimine din nou. Aici nu există timp la suflete. Da. Să vedem acea viață în care s-au întâlnit, prima lor încarnare împreună. Prima viață este ea ca fiica lui. Da. Mama și ei, o socialul, la se regăsește de 5 ani. În viața aceasta? Nu, este soția lui, este fiica. Eu de soția care s-a sinucis vorbesc. Da. Să știi că chestia asta cu singurătatea, el și-a ales-o de mult, o văd în mai multe vieți. De ce? Din ce cauză? În toate viețile în care ea se sinucide, când este cu el 6, dar ea se sinucide și în alte. Cred că e sinuciderea asta în jur de 40 ceva de vieți, dacă nu mai bine, cât poți să observ, da? Și spune așa, să-și aducă aminte, prima dată când ai emis sentimentul, a simțit că iubești acest suflet, da? Prima dată, să-și aduc aminte, prima emoție de iubire, da? Când a recunoscut acest suflet. Și spune, Doamne, amintești, așa se luminează. Știi, și acum o fășor așa smulsă de acolo, asta vreau. De asta stăteam așa în expectativ. Deci a saltat-o și deși pare că ceva o ține acolo și aproape mai bine de jumate de corpul ei energetic se destramă și pare descurajat când o scoate în afară și am spus că nu este nimic, totul este energie. Cum a spus și totul, deci se poate reface, se poate transforma. Deci, practic, a adus numai boost-ul, cum ar veni, dar este suficient pentru că a venit acum și aici într-un nivel mai sus decât ceilalți. Da. Au apărut două ființe înalte, luminoase, înțelegi, cu un fel de coroană, ca niște prinți, așa, sunt niște îngeri. Și pun într-o bolă de lumină blocat. Au așa că de bine a venit. Au săbii lungi până în pământ și firul al albastru de suflet în sabii. Bun, ce a venit să facă aceste Sunt ființe? Sunt îngerii Ziran și Malata. Așa îi cheamă pe îngerii. Apar sufletești? Da, dar nu acasă. În colecția înghețată. Așa, nu vor.
Nu pune întrebarea că nu vor. Mi-au zis deja. Să-ți transmit. Să nu întreb dacă vor să ducă în lumină. Ai vrut să-i întrebi? Nu. Nu. Așa a zis, că urma să-i întreb dacă vor să ducă în lumină. Ne, poate chiar nu vor. Bun, să vedem din ce cauza au venit. Da. Îl felicită pentru că sunt regii cu care stăteau unii dintre regii de la masă. Prietenii lui astral. Îl felicită că au salvat acest suflet și l-au adus la civilizația lui Dumnezeu. La ei, da? Deci parcă este un fel de stadion, un amfiteatru și toți bat din palme, da? Tot fel de ființe de astea cu mâini albe, așa curate, știi, hologram. Da. Și toți bat din palme pentru succesul lui și parcă el este cu acest suflet cum l-a înfășurat așa și ea începe să se reformateze în jos, da? Pentru că unul dintre îngeri a atins-o cu sabia în ajna aici. Știi? Și ca și cum i-a dat energie, dar este energia altui suflet, nu este a ei. I-a spus să nu-și facă corp energetic cu energia altui suflet. Pentru că o leagă de acel suflet care probabil este la ei deja. Și ea a înțeles și deci scoate ca niște șuvițe așa din piept, ca niște cabluri din acelea groase coaxiale, mănunchiuri și le trântește. Și când le-a trântit, fac scântei. Și acum văd și pe partea lui sufletească că face acest lucru, scoate da, și foarte spune, bine. Păi și eu am aceste conexiuni, spune. Deci am impresia că nu-i curată treaba cu voi, le spune la ăștia, da? Iar la care Malata a făcut un pas în spate, de s-a plecat cumva spre el și a zis, blochează. Nu ține așa liber, că ei fac acțiuni. Te iau la sub braț că te cinci ori cât tine, da? Mișorează. Blochează. Bun, spune, da. Spune că noi te-am făcut rege, poate nu ți-a aduce aminte, știi? Bine, a avut o frântură pe linie temporală falsă, în care l-au băgat într-adevăr în trupul unui rege, da? Dar nu l-au băgat că trebuia el să simtă bine, că era, deci, temporar, ca și suflet. L-au băgat pentru că regele la în sine nu mai avea mult de tras. Sufletul lui era epuizat datorită întrebuințărilor și l-au băgat ca adjutiv, ca baterie de energie o vreme. Și deci ei au creat un fel de datorie acestui suflet față de ei pentru că a trăit experiența asta. Deci au înfășurat-o în alte cuvinte, cum ar veni. În alte... Da. I-au dat o altă importanță și atunci zic că ei înțeleg lucrurile așa. Bun. El văzând aceste lucruri, adică aceeași conexiune, mai are alte contacte cu aceste ființe? Da, are un seturi de contract. Vrea să mai rămână în conexiune cu aceste ființe? Deci, să fac legăturile de familie, da? La familiile pe care le-a avut, da? Deci, da. Liniile genetice de la... Linia principală care ar fi trunchiul acela din acel pom al vieții pe care l-am descris sunt așa ca niște arce frânte de cerc multicolore în care sunt prinse mai multe ființe, da? Pe toate a vrut să le salveze și pe toate prin iubirea lui, nu știu dacă e corect să spun contaminată, le-a adus în această... contaminare aici, în aceste linii genetice și asta, înțeles, cumva le rupe, le eliberează ca și cum ar fi tăiat copacul ăla și atâta de la pământ a rămas și din copacul bine. Ăla ca și cum tai un membru, un picior de la cineva, deci are rizuri de carne, grăsime, tot ceea ce are o secțiune într-o ceva vie și curge sânge. Nu-ți transmite și informațiile toate ființele. Da.
a ieșit din mijlocul, din rădăcina pomului, știe partea sufletească ce face. A ieșit un fel de, se spun demoniac, se spun un fel de plasmă, un fel de ființă așa plasmatică, care se numește Seca, cu toi de cap. Și zice că este un zilobit. Deci unul dintre primii, un fel de memorie mea, care se alimentează cu toată această linie genetică, da? Cu care, de fapt, el cu această mea a făcut contractul când a venit încoace, da? Și ca urmare, deci, tot ceea ce este arborele lui genealogic pe Terra este parazita de arborele genealogic cumva reptilianului. Și ce această ființă în fața lui? Nu mai este, este mea, memorie extraterestră. E moarte de când păvă și părău. Da. Este, deci numai ca o minte, un sistem informațional este, la care este prins aiul. Practic, aiul întreține până la urmă aceste memorii. Da. Da. Bun. Se termină cu ființele de lumină întâi. Știi ce? Lasă-le că alea stau cu minți acolo. Trebuie să mergem aici. Neapărat, pentru că văd aici o chestie, da? De, asta e prima contaminare, ca și suflet aici, în pomul ăsta. Deci, îl văd ca luptător, este o ființă mare, dar nu este foarte agresiv. Adică din aceea să ucidă, ci mai degrabă de echilibru și menținerea păcii în lume, cum ar veni. Un fel de forțe de intervenție sunt și ucide un reptilian care se împotrivește. Pe acest reptilian. Mea și, deci, fiind o ființă trăită niște principii de non-agresiune, deci are remușcări. Ca și cum ar face o depresie, să spunem, da? În lumea noastră și vrea să răscumpere prin întrupări, da? Face ce face, o viață, două, și după aia vin ăștia cu oferta, cum ar veni. E un fel de pachet de răscumpărare rapidă, da? Un pachet de răscumpărare rapidă care ține 183 de mii de ani, da? E pachetul, atât e de rapid. A spune, a venit un fel de, de ființă, un fel de mag, e aici, să-l țină la distanță, spune. Păi, tocmai voi a spus că aici nu există timp. Ce spune, ce 200 de mii de ani sau 300 sau 500 pentru un suflet, spune. Că nu sunt nimic, doar voi n-aveți timp ca suflete, spune. Zic, da, dar voi prelungiți, țineți omenirea în bucle, peste bucle și prelungiți treaba asta ca să găsiți o soluție, să băgați sufletele acolo la... Și ați găsit-o cu ceea ce se întâmplă acum. Ce ați făcut? Ați transformat oamenii în antenă și în relei? Așteptați toți să adere la asta, să vă cânte melodia voastră și să vă dea energie? Voi credeți că creația din care facem parte, noi, ca bucăți din creație, se doarme? Nu vedeți că lumile voastre se... Chiar așa spuneți că sunteți inteligenți. Până unde o duceți? Nu unde o duceți. Câte sute de mii de ani, câte milioane mai înțelegeți ca... Îi spune că... Îi zicea la alții că predicăm dacă și eu m-am apucat de predică. Și a zis că asta nu-i predică, asta e informare, da? Că recizi niște chestii conform unui chip care sunt notate acolo, cum ar fi cățeluș cu părul crez din clasa întâia, că e practic asta fac, da? Pentru mine, efectiv, predicile lor despre că au făcut, că au tres, că au creat, că ăsta e un fel de cățeluș cu părul crez pentru cine mai crede în ele, da? Așa. Și îmi spun informarea ca să știi că
suntem informați. Rânjește. Și spune că nu toți își dau seama, da? Că totul este sub nasul lor și ca și cum ai apucat cu mâna și nu toți își dau seama, da? Deci, precum ochelari la cal, adică văd numai înainte și spune că atâta timp cât va exista frică, ei vor avea porți de acces. Da? Și atâta timp cât noi acționăm social, suntem în familie, în grupuri și unii fac frică, anulăm de crem, frica se extinde și ei se răspândesc. Până nu înțelegi, se descompune în bucățele, în pixel și am zis să-l înconjure cu energie. Adică mi-arată că el poate să fie și așa, poate să fie și bucățele. Și zic și asta, iar și o copie de la creația primordială, da? Pentru că lumina a vrut să se cunoască pe sine și a făcut extensiile, spiritele și sufletele, da? Iar voi ați copia, da? Dar vă lipsește zvâcul, focul, nu-i așa? Nu așa că greu de suportat să lipsească asta? Și voi să vă curgă nasul atâtea sute de mii de ani și să nu puteți obține decât prin înșelăciuni pentru o perioadă limitată de timp, oricât ar fi de îngălat și de strâns sufletul și de blocat, într-o zi tot îi sună ceasul și tot se trezește. Și atunci tot ceea ce fac ei e egal cu zero. Partea sufletească a înțeles și a spus tu, Malata, că voi aparțineți de asta, că nu că noi aparținem de la. Păi și zice, până la urmă și voi profitați de suflete, da? Spune și sabia aia de energie spune, păi că sunt sufletele lor. Și zice, minți, nu sunt suflete de ale voastre. Zice, eu percep, am perceput acea energie ca energia unui suflet, pentru că am perceput câteva amintiri și ăla a fost întrupat, îi spune lui Malata. Ori tu n-ai fost întrupat, spune. Nu sunt amintirile tale, minți. Spune, luați energie și voi ca și ești. Spune, atunci toți afară și i-am împins pe îngeri afară. Spune, foarte bine că am conștientizat și înțeles. Nu vrea să mai ceară contractul la fiecare în parte, zice. Spune, eu mă întorc la originile mele și fac ceea ce este de făcut acolo. S-a plecat spre ea, care în sfârșit are un corp de la zet energetic și a spus și tu la fel, știi? Acum așa aduce aminte, a plâns. Ca și cum ar fi plâns în fizic, da? Și el a luat-o așa după umeri și i-a spus, iartă-mă pentru suferința care ți-am pricinuit-o, da? Și deci îi arată niște scene, mă auzi? Da. Îi arată niște scene în care tot timpul o voce șoptea că fă-o, sinucide-te, fă-o. Mm-hmm. Avea vis cum să o facă. Îi explicase înainte de a se sinucide, ea a retrăit această scenă iar și iar. E ca și cum trebuie să mergi să înveți un rol și înveți toate paginile bucățică cu bucățică până se integrează acel cineva cu rol. Asta a făcut. Când a făcut-o, a făcut-o odată și bine și așa. I-au făcut în foarte multe vieți, da? Spune că nu avem idee ce se face cu aceste suflete, știi, care se sinucid. Că spune că pleacă direct într-o zonă neagră și datorită programelor și a credințelor care sunt săpate, apelează la Dumnezeu, da, și îl strigă și vin, spune, și niște ființe de astea foarte arogante, care îi fac în toate felurile și îi împing cu picior, pur și simplu sunt călcați în picioare, spune. Și prima fază sunt băgați într-un fel de fântână în care sunt tot fel de șerpi și zice, le face corpuri și șerpii aceia intră și ieși niște vieri mari uriași, toate sunt holograme. Dar îi face să retrăiască iar și iar această scenă și din când în când în fântână se uită fețe de la îngere și le spune că trebuie să vă căiți, da? Nu se știe dacă îi mai primește ăla în împărăția lui. Ce să spun, mare pierdere. Mare, mare, zice ăla. Da. Să-l blocheze. Da.
Dacă cântările astea a îngerilor sunt în sus, înțelegi? Astura sunt într-o parte, așa. Deci nu sunt în jos, cum ar veni. Cumva o oblic, așa, într-o parte și așa... Au o imagistică bogată ăștia, unde au prins-o foarte bogată, da? Deci, tot felul de programe, coșmaruri, da? În care se întâmplau acțiuni în vieți iar și iar, cazne la care o supuneau, da? Deci, acest suflet, când a convenit să se ducă acolo la ea, că nu s-a dus din timpul după ce a decedat, a fost dus dinainte. De când lua legătura cu ea, da? Mă auzi? Da. Așa, de atunci, deci a fost dus și conectat acolo la lumile de jos, da? Bun, el dacă conștientizează și a înțeles aceste lucruri, să ceară toate contractele, să ardă tot. Da, și ea vrea să ardă. Deci vrea foarte să bine, se... da. Deci parcă a scos de aici din piept așa, un fel de ulcic așa, în care erau mulți șerpi negri și a aruncat-o, a spus că ăsta e un fel de parte, un fel de set de programe. Ca și cum ar i-ar fi... Spune că l-a primit odată cu acel ritual de legare la sinucid. Bun. Este de pe o altă planetă care se numește Amnona. Da. Libris, vine constelația Libris. Sunt ființe zburătoare. Sunt ființe zburătoare care merg pe alte ființe zburătoare. Foarte mari, deci nu au un fel de care vii, să spunem, da? Seamănă cu ceva, să spunem, cu niște calodragoni, nu știu cum să le spun. Dar odată aterizate pe, în locul unde trebuie, acel calodragon care devine foarte mare când se ridică unde trebuie să zboare, devine micuț, așa. Un animal micuț, așa, animaluț. Ca specifică o picioare, așa, și un fel de coz de păr pe cap, un fel de coadă lungă. Sunt ființe cu spirit, au un spirit foarte frumos. Ca și rasă, ei de peturi, de animaluțe, de însoțitor, se numesc Banoco. Și deci ei pot zbura, dar cum să spun, ca și cum ne aduce noi în vizită de colo-colo sau a merge cu picioarele, deci pe distanță scurtă, foarte atunci când se depășește o anumită distanță sau înălțime, pentru că lumea lor nu este ca, știi, plat. Ei sunt din lumea apropiată sau comune amândoi? Nu, nu mai au fost chemați atunci când a fost necesar în lumea lor. Când a fost acea modificare planetară. Deci, sunt un fel de forțe aliate, da? Mai multe, din mai multe lumi s-au dus ființe ca să-i ajute. Ea este prinsă și într-o plasă din aceea. Cumva cred că vrea să-l salveze pe el și pe alții. Așa. Haideți să comunicăm, să dea ei răspunsul, merge în momentul când se adună sufletele cu plasa și dăm informație acestor suflete că îi pasă și pun o intenție puternică și să ardă acele plase și să iasă din ele, da? Îl vezi tu când este o moarte bruscă, sufletul cumva intră într-un fel de panică, da? A fost legat, e un atașament practic, da? Și uite, e bun de adăugat la genuța de ieșire din Matrix. Da. Dar să și elimine urmele de pășire corpului fizic. Așa e la
corpului fizic. Deci, totodată spune în sufletele sunt corpul fizic, sunt conectate prin experiență de adevărată lor esență, încât corpul fizic pare primul. Nu te mai aud. Eu vorbesc, n-am făcut mica. Acum se aude iar. Acum mă auzi? Da. E un fel de pattern care, nu știu, mă... Filmele astea, dacă îmi fac ele, că se întâmplă cataclisme și trebuie să duc în alte părți. Păi mă, nene, deci te desprinzi de corp și pleci. Lași corpul acolo, nu se poate, deci se găsește o soluție să se atașamente, da? Deci perpetuarea unui pattern cu costurile încarnare într-o părți, pentru și evenimente, după evenimente se înrobesc fructele. Prin aceste prinzători ies aceste plase, da? Și... Deci, ei vor să-și retragă, vă spune. Trag tot de peste, da? Un fel de zi într-o area chemică, eu nu mă duc să mă uit acolo. Ne luam și fie... Nu te mai aud iar. Nu. Mă auzi? Acum, da, ea vorbește un pic. Da, deci este o ființă acolo, deci un fel de depozit într-un tub al lui Uranus. Au bucăți din suflet acolo, puse și un fel de ADN și le retrag de acolo, da? Da. Mă auzi? Da, acum, da. Nu te mai auzeam eu pe tine, nu știu ce se întâmplă. Curățăm un pic conexiunea, locul. Bun, să revenim. Da. Bun, să vedem ce conexiuni mai are cu alte ființe. Iar nu se mai aude. Acum? Da. Da. Așa. Unde rămăsesc? M-am deconectat. Numărăm un pic. Bun, sunt număr de la 3 la 1 și revenim aici acum cu acele două părți sufletești a lui Dan, da, și acea care a fost soția lui. 3, da, 2 și 1. Da, suntem aici acum. Spunem alte conexiuni care le mai are cu alte ființe el. Păi are cu mii de ființe cu care a trăit conexiunea. Adică e o întrebare prea vagă. Atunci se cheme toate ființele cu care are... de ființe, da? Are, cu care a făcut experiență împreună. Și le taie pe toate acum, mă auzi? Bun, se cheme... Da. Deci nu s-au... Nu s-au unde... Nu te aud deloc.
du-te și închide. Și reluăm.